mântuire prin jertfă Domnului Iisus Hristos. Și numai prin jertfă poți să ai mântuire. Căci Domnul Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, căci nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Așadar, pocăiește-te și vină la Iisus, căci Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, căci Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lasă de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Crede în Domnul Iisus Hristos, fiindcă oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Că ce-mi de Tatăl va ajunge la mine și pe acel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Iisus Domnul te va mântui, căci Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul lui în lume ca să judece lumea, ci că lumea să fie mântuită prin el, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. El vă cheamă, veniți la mine, tot cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. El care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Viața veșnică a fost făgăduită, fiindcă plata păcatului este moarte, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și mărturia este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credință din inima se capăte neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuirea. Doamne Dumnezeule, în numele Fiului Tău prea iubit și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, te rog, binecuvântează pe toți cei care ascultă acest cuvânt. Ajută-i, Doamne, să spredeie Ție viața și inima lor și în schimb să aibă viața veșnică. Cu Tine, Tată, cu Tine, Tată, în numele Fiului Tău Iisus Hristos, te rog. Amin.